Harry Coandă, românul care a inventat farfuria zburătoare și trenul de mare viteză. Fascinat încă din copilărie de ideea de a zbura, Harry Coandă a fost un elev mediocru, însă un inventator de geniu. Cel care a creat avionul cu reacție a avut însă și multe alte brevete, la fel de fascinante și cât se poate de actuale. Deși la început a fost un elev mediocru și era să rămână coligent la matematică, ulterior, datorită unor profesori de excepție, Harry Coandă a devenit un elev excepțional, pasionat de această disciplină. A fost șef de promoție la Școala Superioară de Aeronautică și Construcții Mecanice din Paris, iar apoi și-a început activitatea profesională pe șantierele celebrului inginer Gustave Eiffel. Întors în țară, s-a angajat la Arsenalul Armatei Române din București și a început să construiască machete. În anul 1910 a creat și a testat primul avion cu reacție din lume, pe care l-a prezentat la Salonul Internațional de Aeronautică din Paris. În același an a observat un fenomen care avea să fie numit efectul Coandă, care va fi însă brevetat abia în 1934. În perioada 1911-1914, el a lucrat la uzinele Bristol, unde a fabricat o serie de avioane numite Coandă Bristol. După o colaborare cu americanii privind aplicarea efectului Coandă, în 1969 s-a întors definitiv în țară. Harry Coandă a avut 250 de brevete de invenții în domenii foarte diferite. Merită menționate atunci tunul fără recul din dotarea avioanelor militare, o instalație de desalinizare a apei marine și proiectul Aerotub Expressul, un mijloc de transport care putea atinge 500 de kilometri. Desigur, una dintre cele mai interesante invenții este aerodina lenticulară, prea puțin cunoscută în prezent. Deși n-a fost niciodată un proiect secret, această farfurie zburătoare zace acum uitată în Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida, în Parcul Carol. Bizarul aparat s-a dorit a fi o soluție de zbor, sigură și ieftină, propulsia fiind bazată pe efectul Coandă, observat în 1910, când savantul lucra la realizarea primului avion cu reacție. Primul prototip al aerodinei a fost obținut în 1932 și a zburat la Paris, fiind cuplat la rețeaua de alimentare cu gaze. Experimentele au continuat până în 1956, când Coandă a prezentat două aerodine lenticulare propulsate vertical de puterea aburului. Invenția a stârnit interesul Statelor Unite, care i-a cumpărat două proiecte de aerodine care puteau ridica un om. Acestea au intrat în proprietatea USA Air Force. Fiecare farfurie avea un diametru de 5 metri și cântărea o tonă. Ultimul proiect de aerodină a fost realizat în 1970, fiind un sistem alcătuit din 4 farfurii zburătoare care susțineau un fuzelaj. La fel de fascinant este și aerotubexul, care ar fi putut să fie primul tren de mare viteză din lume. Gândit inițial pentru deplasarea containerelor de marfă, a fost testat cu succes la o bază experimentală de la Moeciu Ungureni. Datorită diferenței de presiune de la capătul conductelor subterane și supraterane, containerele atingeau o viteză de 500 de kilometri. Încântat de rezultat, Coandă dorea să transporte în acest fel chiar și oameni. O autostradă specială ar fi urmat să lege Bucureștiul de Brașov și Ploiești, prin două conducte, una pentru marfă, alta pentru persoane. De asemenea, Harry Coandă a inventat în 1930 construcțiile în configurație multicelulară, adică prefabricatele pentru realizarea locuințelor. Pentru acest proiect, el a primit și medalia de aur la Padova. Coandă, extraterestri și proiectul ultrasecret al armatei. După ce a fost mediatizat, în 1947, celebrul eveniment de la Roswell, care ar fi presupus prăbușirea unui obiect zburător neidentificat, adică un OZN, toată opinia publică fierbea cu gândul la extraterestrii care ne vizitează Pământul. În ciuda lipsei unor dovezi concrete cu privire la existența extraterestrilor, rapoartele martorilor care vedeau așa zisele UFO-uri, adică OZN-uri, erau în creștere. Simultan, cu paranoia oamenilor care se simțeau în permanență urmăriți de marțieni și chiar răpiți în somn, a început și războiul rece.
la celebra bază aeriană americană Area 51, poate cea mai izolată bază a armatei americane, a început în dezvoltarea unui proiect numit Avro. Acesta era condus de Jack Frost, un personaj dubios al cărui nume real a fost păstrat secret multă vreme, un specialist în industria aviatică și mai ales în aeronavele de tip Volt, adică Vertical Take-Off Landing. Frost a început programul Avro în Canada, acolo unde a proiectat avionul cu reacție Avro CF-100, după care a fost angajat de guvernul american pentru a dezvolta în colaborare cu uzina Avro din Canada un avion mai special. Acesta purta numele de VZ-9 și era de fapt un OZN controlat de oameni care utiliza efectul coandă. Deși inițial proiectul prezenta un aparat de zbor în formă de triunghi cu aripă delta și decolare verticală, de-a lungul timpului, mașinăria de zbor s-a transformat de fapt într-un fel de elicopter cu performanțe înalte. Proiectul inițial a fost demarat de USA Force, dar în cele din urmă a fost abandonat, după care a fost preluat de USA Army, care l-a schimbat și l-a transformat într-un aparat de zbor perfect, rotund, capabil să transporte 2 pasageri. Întregul proiect, numit Avrocar VZ-9, era unul clasificat drept top secret și își propunea să dezvolte un avion capabil să decoleze și să aterizeze în orice loc, fără a fi nevoit de o pistă special amenajată. Și asta pentru că în anii 50, americanii erau convinși că urmează să înceapă în Europa și cel de-al treilea război mondial, în care se vor utiliza bombe nucleare. Și ca un astfel de aparat multifuncțional va face diferența, tocmai de aceea guvernul american a investit sume colosale la acea vreme în proiectul Avrocar, peste 10 milioane de dolari, ce s-au dovedit a fi în cele din urmă bani aruncați pe fereastră. De la avion supersonic, la elicopter și în cele din urmă la automobil. Avrocar se pare că avea la acea vreme mai multe nume de cod. Întregul proiect, chipurile, se numea Proiect E, iar cele două aparate de zbor realizate se numeau Spade și Omega. După preluarea proiectului de la canadieni, de către USA Air Force, acesta s-a numit WS-66A sau Proiect Silver Bug, după care, atunci când a fost preluat de USA Army, a fost denumit VZ-9 Avrocar, acesta fiind și numele cunoscut de cea mai multă parte a lumii. Avrocar avea o parte superioară rotunjită și o parte inferioară mai plată. Aeronava avea un diametru de 5,5 metri și o grosime de 1,1 metru. În mijlocul navei era o elicie cu 124 de pale numită turborotor, care împingea aerul în jos cu mare viteză. Pentru a învârti acest rotor masiv, erau montate 3 motoare folosite la acea vreme la câteva aparate de zbor fără pilot, drone model Continental J69T9, fiecare cu rezervorul său de carburant. În total, întreaga mașinărie de zbor avea o greutate de 1944 de kg fără pilot și operator. Predicțiile inițiale a celui care a demarat proiectul Jack Frost erau mult mai mult decât optimiste. El a reușit să obțină finanțare pentru un proiect promițând niște cifre absolut aberante. Mai exact, el credea că Avrocar putea atinge o altitudine de 30.000 de metri și de 3 ori viteza sunetului. Ulterior, aceste cifre s-au mai micșorat și dorința de a face un astfel de OZN hipersonic a dispărut. În schimb, Avro urma să devină un elicopter capabil să zboare la punct fix circa 10 minute sau să zboare cu o încărcătură de 450 de kg, având o viteză maximă de 417 km pe oră. Au mai urmat și alte modificări ale proiectului, care promiteau o viteză maximă de 290 de km și posibilitatea de transport a unei încărcături de peste 1000 de kg, însă rezultatele finale au fost extrem de diferite. Aparatul de zbor, în a cărui dezvoltare s-a investit multe milioane de dolari la acea vreme, echivalentul în zilele noastre fiind în jur de 900 de milioane de dolari, a reușit o viteză de zbor maximă în timpul unui test de 56 de km pe oră, iar desprinderea de la sol la peste un metru s-a dovedit a fi imposibilă din cauza că efectul de sol dispărea.
Au mai urmat modificări masive ale proiectului, au fost instalate diverse stabilizatoare, dar chiar și așa, în ciuda unor teste din tunelul de vânt, în care acest OZN atingea 190 de km, în zborul real n-a trecut niciodată de peste cei 56 de km obținuți inițial. Ultimele testări din 1961 i-au adus sfârșitul, care era anunțat de la bun început, cu piloții la manșă. Avrocar a reușit să atingă un top speed de 37 de km și o altitudine maximă de 91 de cm de la sol. Testele în care se dorea abordarea unor pante mai abrupte au fost însă oprite din cauza că prezenta un pericol mult prea mare. În plus, cu cât viteza creștea, cu atât aparatul de zbor devenea mai instabil și imposibil de controlat. După evaluarea finală, în 1961, armata americană a declarat proiectul închis și avionul Avrocar un eșec. Din păcate, acest aparat de zbor n-a reușit să atingă viteza dorită și nici să se ridice de la sol mai mult de 91 de centimetri, iar autonomia de zbor era undeva la 127 de kilometri față de cei 1600 cu care se lăuda inițial proiectul. La final, putem spune doar atât. Americanii au luat efectul coandă, dar l-au utilizat greșit. În anii următori au fost dezvoltate mai multe avioane de armată și de pasageri care au folosit această descoperire a românului pentru a face aparate mai confortabile și mai sigure, fără probleme. Iar acest proiect îndrăzneț, chiar dacă n-a văzut lumina zilei, putem spune că a fost pe cât de costisitor, pe atât de interesant. Dacă ți-a plăcut videoul meu, abonează-te!